cu procurorul și vădăm. În calitate de martor? Martor, da. Martor. Mulțumesc. Este vorba despre dosarul diasporei? Da, sigur. Îmi dați voi? Ce le veți comunica procurorul? A fost tot un regulă organizat la... Am făcut o declarație detaliată conform procedurilor în vigoare în astfel de materie. Da? Mai exact ce v-am întrebat și ce le-ați spus? Ceea ce avea datoria să întrebe procurorul de caz și eu am dat toate detaliile care au fost solicitate. Ați respectat legea? S-au organizat atunci alegerile așa cum ar fi trebuit? Deci, sau au fost împiedicați românii din diaspora să voteze? Ceea ce am avut ca și conduită aproape un an de zile, necomentând public și respectând regulile și procedurile, câtă vreme există o anchetă în curs INREM, voi face și de acum înainte până la soluția procurorului. Deci dați-mi voie să respecte această regulă. Pericolul să fiți pus sub învinuire? Deci, încă o dată, cum am respectat această regulă până acum, o voi respecta și în continuare până la soluția procurorului. Da? Vă mulțumesc. Aveți ce să vă reproșați? Vă mulțumesc. Organizarea alegerilor? Ați venit în sfârșit de avocatul de registru? O seară bună.